continuăm, mulți români pornesc la drum cu vise mari, dar nu toți ajung și la succes. Specialiștii spun că nu există o rețetă pentru antreprenorul perfect, însă atunci când mai mulți oameni își pun cap la cap ideile, este important ca ei să nu se fi cunoscut înainte și să aibă aceleași obiective. Antreprenoriatului este unul anevoios, dar ține de voi să fie încununat de succes sau să se termine cu un faliment răsunător. Aproape 110.000 de societăți comerciale și PFA au fost înmatriculate în 2020, cu 18% mai puține decât în 2019, spune statistica de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Dar ca să nu vă numărați printre cele aproape 11.000 de firme care și-au suspendat activitatea sau cele peste 25.000 de afaceri care au fost dizolvate anul trecut, atunci când începeți un business, trebuie să fiți atenți la mai multe aspecte. Un partener de afaceri este precum soțul sau soția, doar că veți petrece mai mult timp cu ei decât acasă. Din acest motiv este foarte important să-ți alegi cofondatorii cu grijă, este de părere Cristian Munteanu, managing partner al fondului de investiții Early Game Ventures. Primul test pe care un founder îl trece este acela de a găsi pe cineva care să vină din secunda 1 alături de el într-un astfel de proiect nou. Ideal, un founder la început de drum convinge și pe altcineva să îi se alăture. Pe altcineva care e complementar cu el. Nu vrei să te calci pe picioare, nu vrei ca fiecare decizie pe care o iei să fie la două capete. Ai nevoie de un om care, spre exemplu, dacă tu ești un om de business, ai nevoie de cineva tehnic. Ai nevoie de cineva care să te completeze, de o persoană care este mai bună decât tine, crede Cristian Munteanu. Într-o echipă de startup este nevoie, la modul ideal, de trei oameni. Este nevoie de cel care face business-ul, este nevoie de cel care dezvoltă tehnologia și este nevoie de cel care face vânzările sau marketingul. Cum îi numim noi, the visionary, the hacker și the hustler. Cele trei personaje esențiale. Dacă există doi fondatori într-o companie, nu este obligatoriu ca fiecare să dețină câte 50% din acțiuni, dar este neobișnuit ca unul să controleze peste 90% din titluri, iar celălalt restul. O companie bună nu este neapărat una mare cu mulți angajați. Din contră, este o firmă cu puțini angajați, dar eficienți și face treaba la fel de bună sau mai bună decât una cu mulți salariați, mai spune Cristian Munteanu. Am citit undeva că în momentul în care a fost cumpărată, Instagram avea 15 angajați. În același an, Kodak a dat faliment. Avea la nivel global 500.000 de angajați. Compania bună între cele două era Instagram, nu era Kodak. Asta este mentalitatea de echipă de startup. O echipă mică, hipereficientă, care face lucruri care pot exploda. O echipă de 10 oameni care servisează 10 milioane de oameni. Referitor la modul în care este bine să-ți construiești echipa, antreprenorul spune că trebuie să angajezi greu, doar după ce te-ai asigurat că ai nevoie de acel om și trebuie să dai afară foarte repede la primele semne că acel salariat nu este ceea ce trebuie.